Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă emisiune Tarotela. Cu o mică întârziere pentru toate zodiile, dar acum pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Rac. Dragii mei, de câte ori am amestecat seria cu sfaturi și înainte și acum totul mi apare shine. Probabil la luna nouă în Leu, dacă aveți, mai ales dacă aveți planete acolo, dar, eu știu, pe ce casa voastră se pune, depinde și de ascendent, da? Sau, în curând, ar cam trebui să străluciți. Unii poate că lucrați într-un spațiu public. Aveți posibilitatea să străluciți mai ușor decât alții, dar chiar și dacă nu străluciți în public, poate trebuie să vibrați într-un anume fel. Da, ar trebui să vibrați într-un anume fel, face parte din... sau da, face parte din destinul vostru să străluciți la un moment dat, mai ales în această perioadă. Poate aveți un succes, posibil să aveți un succes. Ia, văd aici a apărut Regina de Cupe, care în general este zodia Racului, într-o formă sau alta, și Trei de Cupe. Evenimente, eu știu, întâlnire cu prietenii, nunți, botezuri, petreceri. Momente frumoase, poate și o călătorie sau pur și simplu, dacă sperați, vă atrageți bucurii. Ia să vedem ce a mai apărut destin. Da, face parte din destinul vostru, eventual, dragii mei. Unii dintre voi, interesant, 6 de bâte iar înseamnă succes. Sunteți concentrați să vă descoperiți destinul, să vă manifestați destinul și țintiți către o anumită poziție. Voi știți, variază de la om la om. Poate unii sunteți casnici, alții sunteți publici, variază, dar țintiți un anume tip de victorie. Poate chiar un personaj, poate un job, poate o casă, poate ceva. Vai, frumoasă e cartea asta, superb. Ia uite, regele de aer. Știți că racii pot să fie foarte raționali când vor. În general sunt. În general sunt. Regele de aer nu prea vorbește. Probabil că tăceți și vă stabiliți ținta. Și apoi, viteză maximă. Energie generală pentru răgușori și răgușoare. Mulțumesc, prietena mea dragă, pentru susținere. Ups, ia uite, alt... Ah. Nu, asta e șa... Nu, ăla era acela? Nu mai contează. 4 de bâte, de eu l-am citit de 6. Oricum arată ca o victorie. Ok. Asta e chiar 6 de 6, da. Ăla era 4. Poate că țintiți o casă. Poate că țintiți un loc. Șase de foc, ăsta chiar e șase de foc. În primul și în primul rând, aici sunt mai multe elemente. Este un as de cupe, este un diavol, este un doi de spade, dar ei spun că e șase de foc. În primul și în primul rând, trebuie să vă echilibrați, da? Pozitivul cu negativul. Să vă centrați emoțional și mental, aș spune. Poate trebuie să mediați ceva. Voi sau faceți parte dintr-o mediere? Vedem, vedem. Interesant, la capătul setului de cărți apare tatăl, sau mai bine zis împăratul și un șase de cupe. Frumos ar fi să... Doi de foc, șase de cupe, șase de apă și împăratul, dar aici este cinci. Frumos ar fi să decideți între... Extraordinar. O relație mai veche, în care există o doză prea mare de control și de ego, și o relație nu știu cât de veche aceea, dar e o relație la distanță, trei de bâte, care vă alină, vă consiliază emoțional și vă alină sufletește, și în care, interesant, manifestați mama, împărăteasa, abundența, femeia divină. Este ca și când
într-o relație, pentru că noi avem masculin și feminin în noi, bărbați, femei nu contează, da? Apropo de echilibru acesta, să vă centrați, eventual, să alegeți ce vreți să manifestați. Bărbatul în control, autoritar, sau femeia divină, abundența, da? Energia, regina de cupe pe care am văzut-o mai devreme, energia aceasta blândă și fină și iubitoare, sau personajul în control. Ambele pot fi manifestate de voi, de noi. Chiar dacă sunteți femei, puteți să manifestați tatăl? Chiar dacă sunteți bărbați, puteți să manifestați mama. Înțelegeți? E chestiunea de... E o chestiune interioară, ar spune. Dar pentru unii, posibil, trebuie să alegeți între două relații în care în fiecare relație vă manifestați diferiți. Știți că se poate, da? Vă rog frumos să-mi confirmați că nu în toate relațiile ne manifestăm la fel. Într-o relație există control, autoritate, prea multă masculinitate. Femei, bărbați nu contează și bărbați dacă sunteți într-o energie exagerat de dominatoare, nu e bine, da? Și atunci trebuie să vă echilibrați. Eventual printr-o altă relație sau într-un alt context. Poate la locul de muncă. Trebuie să fiți autoritar și atunci aveți nevoie de o relație personală în care manifestați această energie maternă, feminină, aș spune. Înțelegeți? Interesant. Nu au venit mesajele. Am deschis la vindecare. Da, trebuie să vă vindecați. Aveți de făcut o călătorie, unii dintre voi, care va duce multe bucurii, împlinirea, eu știu, tuturor dorințelor și multă vindecare. O să vedem. Nu știu când o să faceți acea, arată mai încolo, nu chiar în iunie. Eu știu când o să fie acea călătorie. Rocușori și rocușoare, of course. 3 de bâte iară mi-apare, ia uitați. Nu, 4 de bâte. 4 de bâte și nebunul. Evenimente. Frumoase, evenimente faine, nu știu, concerte, teatru, spectacole sau ceva acasă, întâlnire cu prietenii, cu rudele, nunți, botezuri, chestii de-astea. Ha. 3 de spade, a vrut și să se arată, e o dezamăgire care încă mai vibrează în sufletul unora, încă nu v-ați vindecat de o dezamăgire, dar... Dacă vă concentrați pe energia feminină, puteți să vindecați. Dacă vă concentrați pe energia masculină, o vindecați mai greu, acea dezamăgire. Pentru că țineți prea mult la, eu știu, un anumit rezultat. Hai să vedem. Soarele, mă venu să ascende nodul nord în rac. Iunie, 5 iunie, 5 iulie, dacă vreți, dar poate să fie. De luna trecută, încă vreo 2-3 luni, știți bine că o etalare e valabilă mai multe luni. Răcușori. Faetonul. Uneori, faetonul este zodia racului, altelor este săgetătorului. Faetonul. 6 de cupe. Vai. Și judecata. Undeva în trecut. Ați făcut o călătorie. De o călătorie peste hotare, la distanță. Și v-ați întâlnit cu un suflet pereche. Sau, nu, clar e sufletul. Un suflet pereche. Un suflet cu care ați mai... Aveți o... Ați avut o karmă, aveți o karmă din alte vieți și judecata. Acea întâlnire v-a trezit, v-a trezit din morți, să zic, dintr-o moarte emoțională, poate, din decepții, v-a vindecat, v-a bucurat, v-a trezit. Ideea este că judecata apare după moarte, ceva s-a încheiat ca să poată fi renăscut. Poate între voi și un suflet pereche și aveți aspecte, între voi doi aveți aspecte pe case de apă, aspecte foarte emoționale și cu Pluto. Repet, ceva a murit. Ori ați încheiat situația și în ultima vreme vă gândiți să vă împăcați. Ori poate ei vor să se împace cu voi. E o chestiune de împăcare, dar... Simt că acest trecut poate să fie și un trecut mult mai îndepărtat decât câteva luni de zile. Ceva ce ține de ani de zile. La un drum. La un drum.
Temperanța. Iar. Ia să vedem. Luna. Wow. Turnul. În prezent. Încă lucrați la echilibru vostru. Încă mai aveți niște frici. Frica aceea că se dărâmă ceva, că în jurul vostru este haos. Da, este haos, e criză, sunt războaie, se dărâmă vechile construcții, nu doar la nivel personal, ci și la nivel colectiv. Da? Și probabil că uneori simțiți acest turn, acest haos, într-un mod înfricoșător, alteori vă calmați, vă temperați și spuneți, lasă că o să fie bine, lasă că avem credință, că Dumnezeu ne ajută, că la la la, că trebuie să ne rugăm și faceți bine când faceți așa. Relația aceea din trecut manifestă în continuare separare. Probabil că în ultima vreme, repet, unul dintre voi vă gândiți să vă împăcați, dar în prezent manifestă separare din cauza fricilor, din cauza unor secrete. Și din cauza nevoii sau, cum să zic, dacă e nevoie, da, e dacă e nevoie, e nevoie, nu? Din cauza că trebuie să vă vindecați separat. Pe lângă faptul că împreună vă puteți vindeca, într-o relație, cei doi uneori trebuie să se vindece separat. Cum am zis mai devreme, trebuie să alternăm energiile masculin cu feminin. Poate energia feminină trebuie să intre într-o stare de autoritate, de masculinitate, de acțiune, da? De control. Și atunci și energia masculină să manifeste blândețe, emotivitate, creativitate, abundență, înțelegere, dragoste, da? Înțelegeți? Schimbați cupele în voi, vă vindecați în voi ca apoi, eventual, să recreați ceva, dacă vreți. Dar hai să mai vedem ce alte mesaje mai vin, o să și clarific. În viitor, eremitul, justiția, și manga. Vă place manga? Sau stai care mai... Anime, anime, anime. Manga și anime. Seamănă un picuț așa. În viitor, vă separați. Cu eremitul și justiția, justiția înseamnă separare. Eremitul înseamnă tăcere. Vă separați de cineva cu care ați avut un contract și eventual vă concentrați pe, repet, energia feminină, că tot am vorbit mai devreme. Posibil. Sau va trebui să alegeți, sau și una și alta. Va trebui să alegeți că justiția alege între a oferi dragostea aceea care zace în voi, în noi, dar în mod special în semnele de în cei, nu, hai să nu generalizez. În voi, că sunteți zodia oracului și la voi vine mesajul, da? În voi, da? Și în cei care au aspecte puternice în semne de apă și luni puternice. Adică energie feminină puternică. Dar trebuie să alegeți în a manifesta dragoste sau a rămâne în tăcere. A rămâne în căutare. În căutarea destinului. Dar destinul, de fapt, ce înseamnă? Steaua înseamnă vindecare, cum zisei mai devreme. Și vindecarea prin ce vine, dacă nu prin dragoste? Prin dragoste față de voi, dragoste față de, eu știu, aproapele și de cine vreți voi să manifestați. Posibil, mai vine un mesaj, trebuie să alegeți între cineva cu planete puternice în semne de în semnul fecioarei și cineva cu planete în peștrac scorpion. Dar avem aici semnul balanței. Poate și asta să vă spună ceva. Hai să și clarificăm. Interesant, da? A vorbit de alegeri, s-a oprit la alegeri, doi de bâte. Dar, cinci de cupe, sunt lacrimi multe. Într-o situație care a fost blocată, nu știu, o situație foarte fericită care a fost blocată,
ori de atitudinea defensivă a unuia dintre voi, ori de neîncrederea celuilalt, ori de alte terțe, cvartete, cvintete, părți. Da? Hai să și clarificăm. Eu ar spune, dacă nu vă supărați, aș prefera să clarific prezentul și viitorul. Da? Că, în principiu, din astea trei cărți care le-am spus și care au venit, voi vă știți trecutul și puteți să selectați, să discerneți ce înseamnă șase de cupe, cine e acel personaj din trecut sau cu care v-ați simțit super, super, super conectați. Un soi de deja vu, da? Sau poate prieten, prietenă din copilărie. La călătorie, la drum, drum peste hotare și renaștere. Aici discerneți voi povestea. Hai să vedem totuși prezentul. Temperanța, clarificăm. Da, hai să luăm așa. Temperanța. Temperanța, ok. Dacă așa zici tu, așa o fi. Îndrăgostiți și nouă de cupe. Mai am mare grijă să nu stați prea mult în trecut. În niște suferințe în legătură cu cineva din familie sau cineva căsătorit sau la locul de muncă. E o chestiune, da? 10 de monede, 10 de spade, 4 de spade. Poate cineva din trecut care v-a rănit sau, eu știu, ține la voi. În ce sens? Ține în mod toxic. Nu vă dă drumul, dar nici nu ceva de genul. Dacă nu ești fericit cu mine, nu vreau să fii fericit nici cu altcineva. Ceva de genul ăsta. Regele de spade, 10 de monede, 10 de spade. Ia uite. 5 de cupe. E ceva nasol. În trecut, da? În trecut. Trecutul vostru. Este o suferință. Și voi acum aici partea de vindecare. Trebuie să alegeți să vă iubiți, dar nu să fiți egoiști. 9 de cupe poate să fie egoist, dar varianta superioară este apreciere, dragoste față de el, de ea însăși. Dar vedeți voi că dragostea asta vine uneori poate mai greu. Iar alegeți persoane care vă vindecă, vă echilibrează, nu oameni care sunt karmici, care oferă un soi de stabilitate, poate oferă bani, dar aduc și multă suferință, multă karmă. Mesaje pentru unii dintre voi. Mesaje. Hai să mai vedem ce altceva mai vine. Luna, clarificăm luna. Și mai vedem și la final cum le legăm mesajele, da? Clarificăm luna. Pești, drac, scorpion. Pești, drac, scorpion, pești, drac, scorpion și balanță. Luna a fost clarificată de nebunul invers și șapte de bâte. Aici vă este teamă să riscați. Vă este teamă unora dintre voi să renunțați la... Mai știm că racii își creează niște ziduri de protecție. Wow! Greu de trecut. Știm. Și aici este frica voastră. Luna. Intuiția vă spune că ar trebui. Dar vă este teamă, pentru că, ia uite, încă nu v-ați vindecat, încă, dar e nemanifestat. Încă nu e extraordinar, nu v-ați vindecat. Poate că a fost o pasiune față de cineva care s-a lăsat cu suferință. Posibil. Posibil. Sau dacă nu a voastră, da? A cuiva și v-a pus într-o situație neplăcută, înțelegeți ideea. Turnul. Clarificăm turnul pentru răcușor și răcușoare. Extraordinar. Regele de spade și 10 de monede. O familie se destrămă, clar. Și dacă nu e familie, este un job, un personaj autoritar. Poate să fie un, eu știu, contractor, un boss, boss, un șef, șefă. Rege de spade. 10 de monede, iar bani, moșteniri, familie. Dacă nu e căsnicie, poate să fie familia voastră sau jobul, da? Și
Turnul, separare. Ceva se destră. O construcție. Aici este zid, aici zid, se dărâmă. Păi și. Dacă se dărâmă, vă provoacă să o luați de la zero. Aveți aici. Aici. Geme în balanță vărsător. Taur, fecioară, capricorn. Eventual și scorpion. Ideea este că ce se dărâmă în această perioadă vă provoacă să vindecați o traumă veche. Și trauma aceasta ține de risc, de capacitatea voastră de a o lua de la zero în anumite aspecte. Ați spune, nu, că am schimbat nu știu câte joburi, poate nu e vorba doar de joburi, poate e vorba de relații, da? Sunt aspecte în care puteți să o luați de la zero, aspecte în care nu puteți să o luați de la zero. Dar de-aia e dureros, de-aia vă e teamă și de-aia. Deci ce se dărâmă? Poate fi vindecat prin această alegere conștientă. Că dacă vă iubiți, puteți să vă vindecați și să atrageți oameni care vi se potrivesc. Nu vă mai concentrați. Nu, așa arată cărțile. Nu zic musai că e sfatul meu. Cărțile mie așa îmi sugerează că poate unii v-ați concentrat prea mult pe stabilitatea financiară și mai puțin pe ceea ce vă cere sufletul. Unii. Și atunci trebuie să alegeți. Îndrăgostiți înseamnă o alegere importantă. Alegeți, repet, relații care vă vindecă, care, da. Mai joc și eu. Vă echilibrează, da? Da, repet, adică nu știu dacă repet. Spun acum, poate repet așa, în general. Ca să vă echilibrați într-o relație, da? Ca la 6 de cupe, că e cineva care vă echilibrează. Trebuie să fiți voi în 9 de cupe, trebuie să vă iubiți, nu să veniți cu o cupă și ceilalți să pună toate cele 9 cupe ale lor, înțelegeți? Nu trebuie să aveți cupa goală sau la minim, trebuie să, la 2 de cupe, aici sunt 2 cupe, da? Dar una e destul de goală și nu-i normal, nu-i normal. Ideea este să căutați să vi se umple cupele, sufletul, prin conexiunea ființele superioare, alea pozitive, la îngeri, îngerii, eu știu, de lumină, că sunt și îngeri căzuți. Da? Să vă umpleți cu pa, sufletul, cu speranță, cu credință. 9 de cupe este steluța în variantă mică. Reprezintă încredere, printre multe altele, împlinirea tuturor dorințelor. Iar și să stați în relații în care tot timpul încercați să o drege, să vă împăcați, da? Nici așa nu-i bine. Trebuie să fiți în relații care vă aduc o stare de bine de la început, nu în care tot timpul trebuie să puneți, să puneți, să puneți, să faceți. Da? Sunt diferite mesaje. Hai să vedem. Eremitul, ce ar putea să fie? Și iar apare, interesant, iar apare 4 de monede și moartea. Ia uite, iar aici, vedeți? La aici, ce obicei mi-am făcut și eu, la 10 de monede și regele de spade. Un personaj cu bani, aș spune, logic, rațional, dar a cărei construcție se dărâmă. Dacă sunteți voi, nu-i plăcut. Dacă e altcineva, lăsați să se dărâme, pentru că nu e benefic sufletului vostru. Ideea este că aici au fost minciuni, egoism, prea mult tradiționalism sau prea multă închistare, da? Și lucrurile acestea trebuie să se termine. Ce zodiu fi fost? Semn de pământ, scorpion, de aer, de foc. Noi trebuie, variază de la om la om. Ideea este că nu e bine ce e aici.
Și iar alt mesaj. Orice s-ar întâmpla, haos în jur, criză financiară, războaie, păstrați-vă rațiunea, în sensul bun, echilibrat, da? Ca să vă puteți reconstrui. Altă variantă pozitivă la această combinație de cărți, să zic, eremitul în viitor. Eremitul înseamnă studiu. Înseamnă căutarea adevărului, detalii, înțelegere. Clarificăm eremitul. Interesant, vedeți cum s-a așezat zodia Fecioarei, Balanței și Scorpionului. Eremitul, Balanță, Scorpion, un mesaj pentru cineva. Probabil că atunci niște lucruri se vor manifesta. Vedeți? Fecioară, Balanță, Scorpion. Și vorbeam de Scorpion, apare 8 de cupe. Durează să vă eliberați de ceva, va mai dura, dar... Hai să vedem, eremitul. Hai să vedem. Raci, răcușoare, soarele, nu avem să ascendem de nord în rac. Eremitul. Wow! Regina de pute, marele preot și doi de cupe. Că vorbeam de doi de cupe, da? Cupele trebuie să fie de la... Da? De la egal la egal. Oferta trebuie să fie de la egal la egal. Și pentru asta trebuie să ajungeți la 9 de cupe. Aici trebuie să studiați cum să vă regăsiți, să zic, încrederea în voi, cum să vă recreați, reinventați unii dintre voi, apropo de shine. Trebuie să învățați să străluciți prin credință, iar credință, credință mare preot. Și 2 de cupe. Pentru cineva aveți o prietenie cu un personaj, prietenie, colaborare, poate să fie suflet pereche, nu neapărat poveste de amor. Pentru unii posibil să fie, dar pentru alții poate să fie doar o prietenie, colaborare cu un personaj care vă înțelege emoțional, educat, creativ, plin de încredere și n-aș spune musai. Ia să termin ideea, că nu toți sunteți căsătoriți. Eu aș spune că aveți pe cineva care vă ajută să treceți prin această perioadă mai grea a unora dintre voi, să vă regăsiți energia, cineva care vă inspiră, care vă dă, nu știu, ce vă dă, sfaturi cu marele preot, stabilitate, credință, înțelegere. Clarificăm, da, într-o perioadă de stres. Clarificăm justiția pentru răcușori și răcușoare. Măi, e ce justiție, nu-i zice balanță. Mai spune noi din când în când balanță, dar e totul justiție. Așadar, e contract. Sunt acte. E karmă. Clarificăm justiția în viitor. Ia uite, 5 de spade. Ce nu-mi place. Cine v-a jucat mental, își va lua karma, asta e clară, va suporta karma. Se va face dreptate. Dăm și pe regina de cupe. Clarificăm regina de cupe în viitor și apoi încerc să le leg. Regina de cupe în viitor. Eu zic că sunteți voi.
Frumos ar fi să alegeți. Ah, ce frumos! Să alegeți independența decât să stați în contracte în care să apar jonglerii de astea mentale, aș spune necinste, cu cinci de spade, da? Un personaj care are măști și are și guverne, da? Se joacă. Contracte în care se joacă cu cuvintele, da? Ce vi se permite, ce nu vi se permite. Dacă ați fost într-un job dificil, să zic, într-o familie dificilă, într-o căsnicie, familie căsnicie nu e una așa aceeași pentru mine, da? Am zis, este turnul. În această perioadă este haos acolo. Ori la job, ori acasă, ori în, știu, în familia neamurile voastre. Acolo e haos. Dar în viitor, cine creează haos? Cine folosește cuvintele într-un mod manipulator va suporta justiția divină, va suporta karma într-o formă sau alta. Ideea este că eu ar spune că sunteți voi regina de cupe în viitor și nouă de monede. Vă regăsiți independența prin această dragoste față de voi și vă vindecați de niște traume mai vechi. Dacă aveți de ales între un personaj sau în asta, interesant, mai bine, mai aveți de ales unii dintre voi. Da, un mesaj pentru unii dintre voi care sunteți căsătoriți. Dacă aveți de ales căsătorie, căsătorie, Marele Preot și Justiția și 10 de monede. O căsătorie care se dărâmă. Dacă aveți de ales între a fi, a vă iubi pe voi, Regina de Cupe, și a fi independenți sau a merge către un personaj independent pe care îl o iubiți sau vă iubește și a sta într-un contract, într-o căsnicie, într-o familie, într-un neam în care sunteți tot timpul în căutarea luminii, eu zic, așa arată cărțile, că puteți să alegeți independența și dragostea. Și aveți în preajmă, totuși, pe cineva care vă inspiră. Aveți un suflet pereche care vă inspiră, cu care probabil nu discutați foarte mult, dar e cineva care vă inspiră. Sunt mesaje. Nu știu pentru cineva. Poate că vorbesc pentru cei care aveți lună în rac. Luna este central. Și vorbesc de zodia racului. Eu știu. Îmi veți confirma. Posibil să vorbesc de oameni care au lună în rac, în mod special. Și trebuie să aleagă între a se vindeca de o traumă veche, din familie, din neam, din căsătorie, dintr-un contract și a alege, iar alegeri, alegeri, să se simtă fericit, fericită, lângă persoane care le umplu sufletul de bucurie, nu-i joacă mental prin contracte. Nu-i joacă mental prin contracte. Cinci de spade, justiția. Nu știu pentru cine vorbesc, dar pentru cineva vorbesc, clar.
Alegeți-vă mesajele. Ideea este că în această perioadă, într-adevăr, e o perioadă mai intensă, cu turnul, cu șapte de bătăi invers, cu nebunul, da? În care vă e teamă să riscați. Pentru că unii v-ați obișnuit într-un anume loc, cu anumiți oameni, manipulatorii știți, da? Că aveți luna în rac sau planete în rac și intuiți, îi știți că vă manipulează, dar probabil că le-ați permis uneori prea mult. Și aici trebuie să alegeți, îndrăgostiții. Poate aveți o poveste de dragoste care vă vindecă și încă nu alegeți acea dragoste, că v-ați obișnuit cu cealaltă toxică, că a creat un soi de stabilitate. Mesaje pentru unii dintre voi. Ideea este că apare independență, apare dragoste adevărată în viitor, depinde de voi, apare un suflet pereche care vă inspiră, care vă ghidează, vă aduce lumină în întuneric. Hai să vedem sfatul pentru rocușor, că am vorbit cam mult la voi, măi, trebuie să fie doar 30 de minute. Iar stau de vorbă cu voi. Și cum am zis mai devreme, keep your heart open. Am mai venit, cred că la ce zodie a fost? La berbec sau la... Poate aveți de-a face cu un berbec? Parcă la berbec a mai fost. Păstrați-vă inima deschisă, nu blocați, căracii au tendința asta, știm bine. Și repet, revin la ce am zis mai devreme cu tatăl și cu mama. Aveți o relație în care există control, trebuie să fiți tot timpul în control, în autoritate, energie masculină, și o relație în care puteți să fiți în dragoste, energie feminină, da? Regina de cupe. Da? Și aici controlul, regele de spade și 10 de monede. Nu. Ați experimentat, ați văzut cum e. Din punctul meu de vedere, eu zic să alegeți dragostea. Eu aș alege. Da, voi faceți ce vreți. Faceți ce vreți. Ia uite, iar lumină, măi. Învățați să străluciți unii dintre voi. Ha, vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Ciao, ciao.